Venit cu o întreagă echipă în spate, Mircea Andrei și-a depus astăzi oficial candidatura pentru Consiliul Județean. Astăzi, acum, am depus candidatura la președinția Consiliului Județean Argeș, din partea subsemnatului, precum și lista de candidați la consilierii județenei Consiliului Județean Argeș. Urez cu această ocazie succes tuturor membrilor Alianței pentru Argeș și Muscel în aceste candidaturi pe care le-au avea pe întregul cuprins al județului Argeș și în fiecare localitate. Pe o căldură de aproape 30 de grade l-au însoțit alți membri ai Alianței, printre care Gabriel Bratu și Cristina Diculescu. Suntem toată echipa, s-au depus dosarele pentru candidatură la președinția Consiliului Județean cu Mircea Andrei și pentru Consiliul Județean Argeș. Sunt convins că e momentul și vom face schimbarea la nivelul județului Argeș. Am venit să depunem candidaturile senatorul Mircea Andrei pentru Consiliul Județean Președinte și o listă de candidați în Consiliul Local. Eu candidez în calitatea mea de om politic și în calitatea mea de om de afaceri. Scopul meu este să creez o punte între politic și economic. În aceeași postază a fost surprinsă și Sanda Fulga, plină de emoții, a venit să-și depună candidatura pentru primăria Piteștiului. Să depunem dosarele privind candidatura pentru funcția de primar al municipiului Pitești. Cine va candida din partea PPD de la primăria Piteștiului? Eu, Sanda Fulga, Sanda Cristina Fulga. Emoții? Da. Mai ales că ne învecinăm cu Casa Căsătorilor, așa încât emoțiile sunt similare. Candidaturile au fost depuse pe ultima sută de metri. Acestea sunt ultimele zile când politicienii se pot înscrie în cursa pentru conducerea județului.